Cred că e vremea să începem, am întârziat suficient de mult. Bine ați venit, mă bucur că sunteți aici, într-un număr atât de mare, la ceea ce este Clubul de Lectură Institutul Blecher. Văd chipuri noi printre voi, așa că o să explic în câteva cuvinte ce este această congregație a noastră. Când s-a împlinit centenarul Blecher, și anume în toamna lui 2009, am remarcat noi că, deși din punctul nostru de vedere, ăsta era un eveniment extraordinar, fiindcă Blecher e un scriitor extraordinar, s-a vorbit foarte puțin în presa culturală despre ceea ce ar fi trebuit să fie o sărbătoare. A fost centenar, au fost mai multe centenare, să spunem, care au avut parte de mult mai multă atenție din partea presei culturale, din partea publicului, decât centenarul Blecher. Era și un moment în care în București nu prea se mai întâmplau prea multe lucruri care să învioreze, care să pună puțin în mișcare literatura contemporană, dar și să însemne recuperări ale literaturii mai vechi. Nevoia pentru o asemenea serie de evenimente care să aibă în centrul ei câteodată scriitori tineri care să citească la oaltă cu scriitori consacrați, alteori discuții cum este aceasta sau comemorări, remember-uri, cum a fost cel de acum o lună în memoria Marianei Marin, care ar fi împlinit 60 de ani, ne-au dat impulsul de a începe să facem această serie de evenimente, care ajunge în această seară la ediția cu numărul 123. Deci, vreme de 123 de seri, ne-am întâlnit. Sunt câțiva aici care au fost încă de la început. Îl văd pe Sorin acolo, care era un foarte tânăr poet când a citit prima oară la Institutul Blecher, la chiar prima ediție din septembrie 2009. Au trecut 7 ani și, deși ne-am propus de mai multe ori în acești ani să facem o ediție specială Blecher, se întâmplă de-abia acum să o facem. E un moment potrivit, fiindcă nu numai fiindcă Radu Jude, care e aici lângă mine și mă bucur că a acceptat invitația noastră, este regizorul unui film care va ieși în curând pe marile ecrane, ce pornește de la o carte foarte frumoasă, o carte importantă a lui Blecher, cel de-al doilea roman al său, ci și fiindcă eu cred că în ultimul deceniu, dacă nu chiar în ultimii 15 ani, să spunem așa, după 2000, s-a întâmplat ceea ce vreme de vreo 60 ceva de ani de la moartea lui Blecher, de la sfârșitul anilor 30, nu prea se întâmplase. Max Blecher a început să fie tot mai cunoscut. Max Blecher a început să fie un model de scritură și de exemplaritate a viziunii, până la urmă, cred. Unul dintre acei scriitori care și-au pus grumazul pe lamă pentru literatura pe care au făcut-o, omul ăsta care a fost bolnav toată viața lui de adult, de la 18-19 ani până când a murit la 28, nu a făcut decât să scrie, nu a făcut decât să citească și să scrie două romane minunate, un altul neterminat, care e, mă rog, jurnal, roman, un volum de poezii foarte frumoase și multe, multe scrisori către oameni pe care îi iubea, pe care îi chema la el, cărora le scria cu mare drag, și o carte, Max Blecher, mai puțin cunoscut, de care s-a ocupat Mădălina Lascu, ce cuprinde această parte, corespondența lui Blecher. Așadar, Blecher este un model, este o efigie de scriitor tânăr, mereu tânăr, care s-a dedicat întru totul, a cărui viață este sinonimă cu scrisul. Și din punctul meu de vedere, asta este un lucru extraordinar și un lucru exemplar pentru cineva tânăr care scrie. De asta mă justific pentru denumirea pe care am găsit-o clubului nostru de lectură, Institutul Blecher. Institut, sigur, nu e un institut în sens instituțional, nu e nici măcar sună mai bine, o asociație, sună cumva, nu fiindcă sună mai bine. Cercul de lectură. Să știi, nu fiindcă sună mai bine, am zis așa, ci fiindcă am vrut eu să fiu puțin autoironic. Institut, tot dacă auzi institut, te gândești la institute, la academie, sau asta. Cine a fost aici măcar odată știe că nu e vorba de un institut, că lumea stă și bea bere și vorbește destul de deschis despre literatură. Invitații mei din seara asta, invitații mei și ai Emanuelei,
Trebuie să spun că, hai să spun și lucrul ăsta, ideea și inițiativa și insistența i-au aparținut. Emma zicea, hai să facem asta, hai să facem asta și am fost de acord și mă bucur că mi-a propus să facem această discuție în seara asta. Invitații noștri sunt, după cum ați văzut deja pe afiș, îi iau de data asta invers. M-a certat puțin pe Facebook Radu că n-ar trebui să fie el primul înaintea doamnelor, dar Simona Sora, Daniela Lucra și Radu Jude, așa i-am zis și eu că a fost în ordine alfabetică. Nu o să fac mari și învăluitoare prezentări. Radu Jude este un regizor deja suficient de cunoscut, de vreo 10 ani încoace. Noi l-am îndrăgit foarte tare pentru Lampa cu Căciulă, acel scurtmetraj făcut după proza scurtă a lui Lăzărescu, pentru care a și luat un important premiu de scurtmetraj la Sundance Festival. De atunci am mai scos 3-4, mă rog, s-ar putea să greșesc, s-ar putea să fie mai multe. Eu am văzut 3 filme, cred că sunt mai multe. Dar ceea ce e foarte important e că în curând va apărea Inimi cicatrizate. Inimi cicatrizate, nu? Așa se pune. Da, și păstrez. Bun, hai să începem de aici. Și sună destul de cicatrizate. Cicatrizate. Și Radu Afrim a pus în scenă o piesă la... Hai să începem de la Inimi cicatrizate și la discuția cu Radu. După aia Daniela și Simona. Daniela Luca, psihoterapeut, psihanalist, membră și fondatoare a numeroase asociații, autoare, a scris în multe reviste. În anii 2007-2008 scria despre poezie dintr-o perspectivă psihanalitică în revista Cuvântul, condusă pe atunci de Răzvan Supa, în Dilema, în Tomis, în fine, o bogată activitate publicistică. Simona Sora, cunoscutul critic literar și romanciera care cu Hotel Universal a primit foarte multe laude și elogii și cartea asta este în curs de traducere în franceză. A apărut în franceză? Nu. Nu, în franceză în curs de apariție, în croată însă a apărut. Așadar va fi o discuție pe trei paliere. Dacă discutăm cu un psihanalist, cu un scriitor și cu un om de film, vom începe de la filmul pe care l-a regizat și care va apărea în curând. Radu, cum ai ajuns la Blecher, la Inimi cicatrizate? Și cât de greu a fost? Tu ai scris scenariul? Ai făcut scenariul după roman? Da, e o adaptare, trebuie spus asta, e o adaptare liberă după carte. Se aude ceva în ăsta sau să vorbesc? Ia, se aude foarte. Vorbesc așa, n-are sens să... Da, să vorbim așa. Mi se pare că se aude, adică, da, bune, ok. Vorbim destul de clar. Eu, în primul rând, că e o postură puțin ciudată, pentru că e un film care e... Nu se aude? Nu se aude? Da, l-am închis eu. Așa. Ziceam că e o postură un pic stranie, pentru că filmul e filmat, există o variantă aproape finală de montaj și acum lucrăm la sunet, dar nu e un film pe care dumneavoastră să-l fi văzut, în afară de domnul Gorzo și de prietenul meu, Dan Nicolaescu. Și-am ezitat dacă să accept invitația asta, până m-am gândit că, na, de ce nu, în definitiv, e și o postură avantajoasă, pentru că nevăzându-l încă puteți să vă imaginați un film foarte bun, să zicem, ceea ce poate că nu e cazul, nu știu. Și acum, ca să încerc să răspund pe scurt la întrebarea ta, eu am descoperit cărțile lui Blecher în adolescență, era la sfârșitul liceului, ea se scăpa cu anii 94-95 și am fost foarte impresionat de cartea asta de Inimi cicatrizate și mult mai puțin atunci de Întâmplări în realitatea imediată. Era o ediție în care erau astea două cărți puse la un loc și... Prima de după Revoluție, probabil. Cred că prima, editura Grammar, dacă nu mă înșel, cred că așa se chema. Și apoi a urmat, cartea asta a fost uitată, dar am descoperit într-un fel interbelic cu românesc și când spun asta, aș vorbi de două etape, așa, foarte pe scurt. Unul, interbelicul ăla tipul, nu știu să zic, Ioana Pârvulescu, dacă... în care Ioana Pârvulescu a scos o carte, se chema Întoarcerea în Bucureștiul Interbelic, unde toate lucrurile erau
descrise într-o lumină foarte, foarte... Interbelicul auroral. Să-i spunem așa. Nu știu dacă auroral, cât mai degrabă foarte poleit. Și, văzut într-o lumină pozitivă și doar pozitivă, lucru care sigur că... adică există și motive pentru treaba asta, că au fost lucruri bune, că s-au întâmplat nu doar în cultură, dar și la nivel instituțional, în fine. Pe lângă asta, la un moment dat am avut un șoc, țin minte, eram tot cam așa, când am citit prima dată cartea lui Zicu Ornea, anii 30, extrema dreaptă românească, și brusc a fost cu așa. Tot o altă imagine. Tot o altă imagine, după aceea jurnalul lui Sebastian, în fine. Și interesul ăsta a rămas așa multă vreme, când descoperi că, de fapt, interbelicul nu a fost deloc așa strălucitor și frumos cum... Și unitar. Și unitar. Și din contră, a fost plin de sărăcie, plin de conflicte sociale, adică povestea cu grevele pe care le învățam în noua istorie. Da, și mai ales antisemitismul ăsta, pur și simplu ajunge la un moment dat să ți se facă rău. Citesc acum, pentru că am un interes în continuare crescut pentru tema asta, e o carte a lui Jean Lansel, n-a fost tradusă la noi, se cheamă The History of Holocaust in Romania. Băi, și realmente, la nivel de detaliu, când ți se face rău când vezi, de fapt, câtă ură rasială, cât antisemitism exista în perioada aia. Bun. Dacă să ajung la... El a și explodat în anii celui de-al doilea război mondial, mă rog, Blecher nu mai trăia pe atunci, n-a apucat să vadă. Probabil că ar fi fost foarte complicat chiar și pentru un evreu creștinat. Deși întreb dacă poate ar fi, mă rog, la roman... Că știm ce s-a întâmplat la Iași și scăpat. Faza aia care apare și în Curțiu Malaparte, în Caput. Da, da, da. Și care e un episod negru, cred, pentru istoria României. Un episod negru dintr-o serie de episoade negre. Dar aici e prietenul meu, Dan Nicolaescu, care de fapt e responsabil pentru filmul ăsta într-un fel, pentru că acum vreo 3 ani, dacă nu mai bine, stăteam cu copiii care erau la un cerc de pictură și stăteam în curte și fumam și mi-a zis, bă, dar de ce nu face nimeni un film despre după Blecher? Și pot să zic atunci, fără să fiu indiscret, mi-a zis un lucru pe care ne-am contrazis. Mi-a zis, oricum, zicea, în România, îți dai seama, doar 20% din oameni l-au citit pe Blecher sau știu de Blecher. Și au zis 20% dintre oamenii care citesc. Zic că cred că procentul e mult mai mic. Dar impulsul lui a fost într-un fel hotărător, pentru că m-am apucat să recitesc și am recitit cartea care nu mi-a plăcut multe lucruri, așa, nivel de fragment, dar nu mi s-a părut că ar putea fi făcut un film, dar am recitit și celelalte două, Vizuina Luminată, Întâmplări în Realitatea Imediată, corespondența scrisorile către Geo Borza, de fapt. Și nu mai știu, am mai citit, de fapt, despre Blecher, deși cartea asta lui Doris Mironescu, pe care ai scos-o aici, și brusc din toate lucrurile astea, adunate la un loc, plus interesul meu, cumva, pentru perioada asta, s-a cristalizat așa o idee de a încerca să concrez un film, pornind de la temele din roman, pe care să mi le aproprii cumva și să încerc să grefez pe ele într-o structură mai degrabă episodică decât dramaturgică clasică, tot felul de lucruri care mă interesează. Acum, e structura mai apropiată într-un fel așa, dacă pot să forțez, de Întâmplări în Realitatea Imediată, unde e vorba de mai mult de niște episoade e o structură episodică și mai puțin una cu o narațiune așa foarte, foarte bine structurată. Da. Și m-aș opri aici, să nu vorbesc mai eu. Da. Hai să-i dau microfonul și eu. O să fac un... Bună seara. Eu mă gândeam din... Practic m-am gândit la discuția asta după ce am aflat că Radu Junte face filmul. Pentru că una din, să zic, preocupările mele și ceea ce o să vă întreb pe voi și în special pe Simona Sora, e că eu cred că interesul pentru scrierile în Max Blecher va crește odată ce va apărea filmul tău, Radu. Și mă întreb dacă noi suntem pregătiți să-i receptăm
opera, mai ales că, așa cum spuneai tu, poate va fi o rediscutare și a interbelicului și a modului în care noi ne raportăm și înțelegem interbelicul. Și atunci, întrebarea pe care vreau să o adresez în special ție, Simone, e una dacă suntem pregătiți la nivel de, poate instituțional într-un fel. Mă gândesc la publicare, la evenimente pentru legate de Max Lehner. Nu știu dacă știi mai multe legate de asta. Max Lehner cred că este destul de citit, adică nu-mi imaginez că ar trebui să fie mai citit decât este. Și probabil că filmul lui Radu Jude o să aducă un interes nu neapărat pentru Blehă, cât pentru o manieră de a vedea un scriitor foarte particular, foarte vizual, dar și foarte special, ecranizat, adus într-o artă care nu era arta lui și la care el nu s-a gândit probabil niciodată. Și pentru mine a fost o foarte mare surpriză, mi-am și spus lui Radu atunci, nu mi-am imaginat că poate fi făcut film după o carte a lui Max Blecher, pentru că pentru mine Blecher a fost întotdeauna un scriitor pe dinăuntru. Nu văd cum poate fi și cred că nu o să văd până când nu văd filmul lui Radu Jude, cum poate fi adus și cât din limbajul lui, pentru că e vorba de un limbaj foarte special la Blecher, cât din limbajul lui rămâne acela. Pentru mine Blecher e foarte mult limbaj. E un gen de limbaj, n-aș vrea să fiu greșit înțeleasă, dar o să zic exact ce gândesc. E limbajul unui începător, limbajul unui om care intră în propria interioritate și care încearcă să-și facă propriul limbaj și să ajungă la el însuși, cumva, să ajungă la problemele ultime, cum ar zice Șestov, și să treacă dincolo de ele, adică să moară. De asta e atât de special, pentru că Blecher a fost și s-a știut de când a început să scrie În fața morții și a scris cu moartea deasupra capului. Cred că n-ar trebui să punem problema în termen de instituționalizare a lui Blecher, pentru că Blecher nu poate fi instituționalizat așa cum... Și eu mă bucur foarte mult că nu-l predăm la școală și că nu le băgăm pe gură copiilor comentarii la întâmplări din realitatea imediată sau, mă rog, la suferința atroce din celelalte cărți. Cred că, probabil că ar fi foarte interesant dacă, de pildă, Blecher ar fi discutat la nivelul publicisticii sale, la nivelul corespondenței, pentru că acolo sunt niște puneri ale persoanei sale în context social care sunt foarte interesante. Adică el e un tip de scriitor particular, care seamănă foarte mult cu scriitorii francezi, mai degrabă decât cu românii din perioada lui, Și de asta ar fi de văzut cum se raporta el la Sasha Pană, la suprarealiști și la cei cu care intrase în corespondență și cărora le cerea într-un limbaj foarte special tot felul de lucruri. Cred că lui Sasha Pană la un moment dat îi cerea favorul de a intra într-o relație de prietenie cu fiul lui. Era foarte special. Ăstea sunt de citit și de discutat, pentru că e un gen de relație și un gen de protocol, nu știu cum să zic, foarte aparte, pe care noi nu-l mai percepem cum ar trebui el perceput. Adică o finețe și o gingășie a relațiilor de toate felurile. Pentru mine, Blecher este un scriitor de ținut sub obroc în continuare și de vorbit puțin. Am o relație bună în continuare din acest motiv cu el, pentru că e puțin citit și de anumiți oameni citit, și o persoană cu care am vorbit mult despre Blecher, vorbind mai ales despre expresionismul lui, care ziceam așa, ziceam chestia aia cu garoafa, de pildă, a fost Sonia Larian, care a scris un roman unic în felul lui, în literatura română, Bietele Corpuri, care este foarte înrudit ca manieră și ca etos cu Blecher.
Mă opresc și aș vrea să-l rog pe Radu, dacă, la un moment dat, dacă vrea să spună în ce fel evreitatea lui Blecher a fost importantă pentru el. M-ar interesa foarte mult. Da, nu știu dacă pot să răspund la întrebarea asta complicată. Interesant e că în cărți nu e menționat, sau mă rog, sigur, e o lume foarte evreiască în prima carte, în Întâmplări în realitatea imediată, dar mult mai puțin sau aproape deloc în celelalte. Și din scrisori, aspectul ăsta e cumva destul de, pentru mine, uimitor de inexistent, într-un fel. Cu toate astea, știu că era prieten bun și Mihail Sebastian îl vizita și la Sebastian chestia asta era foarte pregnantă și foarte apăsătoare și foarte dureroasă, prin apartenența la etnia asta, ci prin raportul cu antisemitismul omniprezent în societatea românească, atunci nu numai în România, bineînțeles. Deci eu mi-am permis în film de pildă să iau lucruri de la Mihail Sebastian și să le pun în pe seama personajului principal, care, sigur, nu e Blecher. Acum, cărțile lui sunt autobiografice și multe lucruri de acolo, cum știm, sunt autobiografice, dar mi-am permis libertatea asta, pentru că lucrul ăsta era pentru mine important și ăsta a fost singurul fel în care m-am putut gândi că, prin prietenia cu Mihail Sebastian, trebuie să fi simțit, cred, lucrurile în felul ăla sau să le fi încasat în felul ăla. Știu că sunt o serie de cronici literare foarte antisemite la adresa lui. Cred că vreo două ele sunt menționate chiar în cartea lui Zigornea, pe care a pomenit-o mai devreme. Și îmi închipui că ăsta trebuie să fi fost un lucru care să-l fi marcat. Apoi, cumva după ce am făcut filmul, apropo de, pentru că filmul meu se încheie de fapt cu moartea personajului, o scenă care nu există în carte, în inimi cicatrizate, persoanele se face bine și pleacă cu trenul, nu știu ce. Dar am luat un episod pe care Sebastian îl povestește din viața reală a lui Blecher, și apropo de drumul lui la București, de la Roman, pentru o intervenție chirurgicală care n-a mai avut loc, sau dacă a avut loc, s-a terminat oricum prin moartea lui. Deci am luat de aici finalul ăsta și, într-un fel, mie nu-mi plac neapărat, adică nu-mi plac aproape deloc metaforele astea în cinema mai ales, dar știi, într-un fel, toată povestea asta cu omul băgat în gips și cu societatea din jur care era tot mai opresivă, mi s-a părut că capătă așa puterea unei metafore, într-un fel, și m-am gândit la un moment dat că și moartea lui, că a murit în 38, nu? Adică imediat după alegerile alea din la sfârșitul lui 37, în care Garda de Fier a avut un scor foarte, m-am niște rezultate foarte bune și în care, de fapt, extrema dreaptă a câștigat definitiv România, chiar dacă, după aceea am și fost guvernul Gogo acuza, care și ăla era antisemit. În fine, mi s-a părut că moartea în anul ăla are așa un calitate de simbol. Sigur că e doar viziunea noastră dinspre astăzi către epoca aia, dar gândul ăsta nu mi este așa din cap. Într-un fel, toată povestea cu boala lui, la nivel simbolic și gipsurile pe care le-a suportat, sunt într-un fel un fel de metaforă a condiției evreului în perioada aia, în Românie, d-un antisemitism oribil. Da, pe de altă parte, cred că n-ar trebui să uităm un lucru. E cartea asta lui Doris Mironescu, care până acum cea mai serioasă monografie și carte critică e Viața lui M. Blecher împotriva biografiei, o carte excelentă. E un lucru pe care îl observă aici Mironescu. Blecher e un scriitor de provincie. Nu numai că viața lui s-a petrecut atunci când nu a fost în Franța la tratament, a locuit la Roman. Deci, foarte puțin timp petrecut în București. Știm că în interbelic, și mai mult decât astăzi, exista o falie, exista o mare diferență între mediul rural și mediul urban în România. Și orașul mic de provincie pe care îl prezintă Blecher în cărțile sale, are câte ceva. Eu am avut, în urmă cu 2 sau 3 ani, o
prezentare la Poznan, când a fost tradus în polonă Întâmplări în realitate imediată. Ioana Varvas Cornas, o tânără și foarte dedicată traducătoare, a făcut asta și eu am fost invitat la această lansare dintr-o librărie care se cheamă Bucarest, fără legătură cu Bucureștiul. Era un joc de cuvinte între Buc și Arest, dar s-a potrivit așa. Și am vorbit acolo despre Întâmplări și una dintre comparațiile cel mai des făcute pentru un public care nu era familiarizat cu scritura și cu cărțile lui Blecher, a fost făcută între Blecher și Bruno Schulz. Tot un evreu care e într-un oraș de provincie din interbelicul acela. Schulz are o poveste mult mai complicată și mai tragică până la urmă, împușcat în cap de un ofițer german când se ducea către casă cu o pâine la sub braț. Și nici el, cum nici Blecher, nu a apucat să termine Vizuina Luminată, nici Schulz nu a apucat să-și termine romanul la care scria. A mai fost însă o comparație pe care eu n-am prea prins-o și n-am fost de acord, dar a fost o mică discuție în contradictoriu. Redactorul și eseistul Darius Soșnițchi, care împreună cu care aveam această discuție, a făcut o comparație între Blecher și Thomas Mann. Și am întrebat, dar de ce? Și mi-am dat seama că da, Muntele Vrăjit, sigur, Castalia lui Mann, Lansing-ul lui Blecher, dar cam aici se oprește. Însă, cu acea ocazie mi-am dat seama că tradus în alte limbi, transpus în alte spații culturale, Blecher poate fi citit în multe feluri. Și începusem să spun, n-am dus ideea la capăt la început, că în ultimii 15 ani, cred că Blecher și Mircea Cărtărescu sunt scriitorii români cei mai traduși în străinătate și asta s-ar putea să fie un semn că, cu toate că aici probabil nu are decât poate niște mii sau zeci de mii de cititori, Max Blecher a fost unul dintre scriitorii cu care am putut ieși în lume, chiar la 60-70 de ani după moartea sa, fiind tradus în ultimii ani în spaniolă, în suedeză, în germană, în engleză, în franceză, în portugheză, și aici o să revin la Radu, fiindcă am avut o discuție recentă cu Fernando Clubin, traducătorul lui în Brazilia. Foarte mulți traducători au fost pasionați, au fost fascinați în anii ăștia de Blecher și au ținut să-l traducă și au reușit să-l traducă pe Blecher în țările lor și asta mi se pare un lucru grozav. Mă reîntorc. În modernitate, orașul de provincie nu avea o identitate, ăsta e un lucru pe care îl spune și un întreg capitol dedicat ideii de către Mironescu în cartea lui. Nu avea o identitate modernistă foarte bine precizată. Și atunci, ceea ce se întâmplă în Întâmplări, mai ales, este și un fel de critică, sigur, nu e o critică făcută foarte subtil, dar e și o critică a modernității ăsteia provinciale, a faptului că orașul de provincie din Interbelic este și nu este, e pe marginea, e pe granița dintre tradiționalism, valori din astea naționale și dintr-o perspectivă, sigur, cum spunea și Radu, care era foarte strânsă, în legătură strânsă cu ceea ce se întâmpla în politica vremii, cu ceea ce se întâmpla în toată Europa, de fapt, cu dreapta extremă. Blecher poate fi citit în multe feluri. Daniela, sunt sigur că are o perspectivă și de asta am ținut foarte mult să fie și ea invitată în seara asta, fiindcă este un psihanalist și în același timp un cititor foarte, foarte fervent, foarte devotat de literatură și perspectiva asta mă interesează întotdeauna. Noi când criticii literari sau istoricii literari sau eseiștii se apucă să facă psihanaliza poezie sau proză, de cele mai multe ori ies niște aiureli. Dar atunci când un psihanalist se apucă să facă asta, s-ar putea chiar să auzim niște lucruri întemeiate. Eu cred că în seara asta o să vorbesc mai degrabă așa ca cititor, dar inevitabil privirea mi este da, și de psihanalistul care am devenit de vin mai departe. Și chiar întâlnirea mea cu Max Blecher nu a fost în România, a fost la Paris. Pe vremea când eram încă în studii doctorale în psihanaliză și locuiam la
o psihoterapeută, o amică de-a mea, care avea proiecte cu România. Și stăteam rău de vorbă, îndosând despre scriitor și filozof și artă, și te găsesc la ea în bibliotecă. Tu, Claudiu, n-ai știut lucrul ăsta până în acest moment. O versiune franceză mai veche a întâmplărilor din realitatea imediată. Și atunci am parcurs, era și continuată cu inimi cicatrizată, și am parcurs atunci în franceză textul, care a rămas așa, cumva traversat în perioada aceea, și l-am regăsit, cred că era acum 11-12 ani, și l-am regăsit apoi, în 2009, datorită Institutului Blecher. Și atunci mi-a trezit curiozitatea și am început să caut ce anume s-a publicat în plus prin Max Blecher. Însă, ca să-ți răspund totuși, Claudiu, ca perspectivă în interior, când în 2013 am aflat printr-o știre de ziar că urmează să fie realizat filmul Inimi cicatrizate de către Radu Jundă, m-am gândit, cred că văzuse scafandrul și fluturele cu câteva luni înainte, care este la ecranizare după o carte scrisă, da, tot în o situație reală, da, de Jean Dominic, care a fost director la revista Plen. Și, desigur, cu ani în urmă, cred că în 2005, a fost Mara Dentro, după viața scriitorului Ramon Gomez de la Serna. Și atunci, în 2013, iar l-am căutat să-l recitesc pe Max Blecher. Și m-am gândit atunci că dacă s-ar face vreodată un film, s-ar putea face după Inimi cicatrizate, eventual cu referință din cealaltă două. Și foarte mult, nu știu cum este filmul, dar foarte mult pe capacitatea lui Blecher de a arăta un caleidoscop de realități simultan. Această capacitate de a trece de la amintire, la iluzoriu, la halucinație, să revină în percepția reală, să facă din real, nu doar un suprareal, o suprarealitate, ci o hiperrealitate, să filtreze emoția și apoi să o explodeze, da? Și să detalieze de textura, să spunem, prin text, textura unui material, fie lemn, fie noroi, fie bălgar, nu? În așa măsură încât să te facă să simți cu simțurile tale, prin simțurile lui, ceea ce este foarte rar, nu? Cel puțin în literatură, făcând asta în condiția în care blocarea, da? Blocarea corpului, da? Nu poate permite decât ascensiunea minții, da? O hiperbolizare cumva și o expansiune a minții dincolo de, cum spune și el, cuvintele obișnuite, nu se pot întâlni decât în sufletele profunde. Și la anumite adâncimi. La anumite adâncimi. Ceea ce este, iar capacitatea lui de a menține estetica. Mă gândeam aici la, de exemplu, dacă e să mă refer un pic și la psihanaliști, este un psihanalist foarte preocupat de asemenea de literatură, cred că știți, este Didier Dieu, că s-a tradus și la noi, psihanaliza tradorului creator. Și la Blecher, dacă ar fi să-l încadrăm conform lui Didier Dieu, ar fi la tânărul creator. Da? Însă, Blecher se detașează, da? Nu de tinerii creatori, deși era foarte tânăr, între 19 și 29 de ani, nu scrie, prin faptul că are o maturitate emoțională și o profunzime sufletească, psihică, ce depășește de multe ori și scriitorul matur.
Și atunci, eu nu-l pot încadra pe Blecher. Am recitit și de două săptămâni, am recitit și am citit multe cronici despre el. Pe eveniment am postat foarte, foarte puține paragrafe. Am citit cronici despre el în Anglia, în Marea Britanie, în Franța, în Spania. S-a scris mai mult despre Blecher decât la noi. Și ce mă uimește în continuare este că, deși el însuși se declară un depresiv și un melancolic, cred că este ceea ce Cristian David a numit melancolicul fără melancolie, adică acel melancolic care, într-o suferință reală, da, reușește să-și depășească melancolia prin creație. Acel zvâcnet de viață, care reușește, da, să străbată prin suferința reală, și accentuez cuvântul real, făcând din scriitură, da, un dincolo de condiția sa, da, suferindă. Mai mult decât atât, cred că și Julia Kristeva vorbește despre această melancolie creatoare, are un studiu alocat creatorilor care reușesc să-și depășească suferința și melancolia. Nu știu, aș lăsa mai mult spațiu lui Radu și Simone. Da, și intervin eu înainte de Simona și de Radu, pentru că mi-a adus aminte, Daniela, de un pasaj din jurnal din Mihai Sebastian, în care vorbea despre Blecher ca fiind un om fericit, oarecum, povestea cum avea o veselie și mici exuberanțe pe care și le manifesta. Că eu cel puțin nu-l văd ca fiind un om suferind și trist, ci ca pe un om oarecum plin de vitalitate și care a reușit să trăiască și să fie fericit în ciuda suferinței fizice. Dar și mă mai gândeam la ceva când vorbeați, că într-un fel fiecare dintre noi vorbește cu totul altfel despre Max Blecher, și asta e un lucru foarte, foarte bun, că textele lui, puține, din păcate, pot fi străbătute diferit, în multe straturi. E unul din lucrurile bune pe care eu le văd la întâlnirea din seara asta și sper că și dumneavoastră. Eu o să o mai bag puțin așa pe umăr, pe Simona, m-am așezat strategic. Vorbea Claudiu de faptul că Max Blecher a fost comparat cu și apropiat oarecum de Bruno Schulz și de Kafka, știm că au mai fost făcute apropieri. Și una din întrebările mele e legat de locul lui în literatura centrală europeană, să spunem. În ce măsură are îl vezi tu ca fiind acolo sau îl vezi ca fiind aparținând unui alt loc? Cred că am spus că eu îl văd în literatura franceză mai degrabă decât în literatura centrală europeană, unde cu siguranță și are locul și alături de manechinele lui Bruno Schulz, fără îndoială. Dar cred că mai degrabă... Prăvăliile de scorțișoare. Exact. E o sinonimie între prăvăliile de scorțișoare ale lui Schulz și lumea asta a podurilor, a prăvăliilor, de negustori evrei din Roman și Pașcani, e ceva care... Panopticum. Pe de altă parte, eu nu l-am citit acum pe Blecher, deci vă spun, l-am citit în urmă cu vreo 5 ani integral, dar în capul meu nu e deloc social, de asta m-a și surprins perspectiva lui Radu. Eu nu mi-l amintesc așa, în nicio zonă a lui, nici în romane, nici în poezie, nici în... Poate puțin în corespondență, cum ziceam, dar nu în rest. Adică eu, lectura pe care am făcut-o eu și pe care continui să o am, ca să putea, ca în momentul acesta să am cu totul altă perspectivă și oricum, posibil lui Radu, probabil că o să văd
altfel lucrurile. Nu, dar nu, eu n-am spus că la el am găsit lucrurile, am spus că l-am luat din altă parte și le-am unit. Povestea asta cu evreitatea oricum e foarte interesantă pentru că în romane eu nu văd nicio urmă, nu văd urma care ar putea să ducă. Nu, și să nu uităm totuși că era un evreu, povestea asta interpretată insist, așa cu un evreu creștinat la a doua generație deja avea niște date diferite decât cele ale unui evreu. Da. Până la urmă vorbim de imaginarul acela, de ce găsești, de pisă și la Balm Shem Tov și da, la... Dar ce înseamnă de fapt să fii evreu în interbelic? Înseamnă să studiezi încă de la o vârstă mică Tora și Talmudul, ceea ce Bircă nu cred că a făcut. Nu era cazul, dar în mod sigur avea o transmisiune. Păi depinde pentru cine, că de la un moment dat pentru legislația antonesciană să fie evreu înseamnă cu totul altceva. Adică nu avea nicio legătură. Să mai bicicletă, primul rând, să... Era murit, sigur că da. Vedeți că pur și simplu deschid o altă discuție asta. Păi putem să o deschidem, de ce da, nu? Păi e foarte interesantă discuția asta, mai ales că nu e despre cărțile lui Flecker, e despre cu totul altceva. E despre un film făcut de Radu Jude în 2016. Film. Adică, nu, i-am spus doar că am încercat să unesc două preocupări ale mele și care mi s-a părut că se pot lega și încă foarte bine între ele, oferind, sigur, o perspectivă personală și cu siguranță că alt regizor, dacă ar vrea să adapteze cărțile lui Blecher, ar putea să găsească alt unghi de atac, ar putea să ia alte episoade din cărțile astea, ar putea să facă cu totul și cu totul altceva. Absolut. Cred că din viziunea luminată, privire dinspre prezent, spre trecut, mi s-a părut că elementele astea nu pot fi ignorate total. Nu sunt corpul central al filmului. În continuare, sunt foarte impresionat și cumva focusul a fost pe partea asta legată de moarte, de boală, care este într-un fel nucleul central al cărților lui, cel puțin inimicizate și vizuina luminată. Dar de ce spun asta, de ce spun că a fost importantă și perspectiva asta, nu știu, politică să-i spun, care nu apare, repet, nu e central în film, dar e foarte important, cel puțin din punctul meu de vedere, este și din cauza că am mutat povestea filmului din Berg, așa cum se întâmplă în roman, am mutat-o în România din două motive. Primul și cel mai important ține de limbă, de limbaj. E pentru cinemaul european și cel românesc e foarte complicat să iei convenția din literatură unde funcționează, poți să scrii în română și să asum că ei vorbesc în franceză sau în spaniol, sunt fel de străini în roman. În schimb, în film, nu știu, nu reușesc să accept convenția asta. Cred că Sergiu Nicolaescu făcea... Dacă ai fost cu actori francezi sau... Da, eu îmi doream să fac un film în limba română și să țin la limba română și să țin chiar la anumite pasaje din cărțile lui care sunt scrise și în română, chiar dacă povestea se petrece în Franța sau în Elveția. Da, asta mi se pare un argument foarte bun, adică să fi tradus în franceză, s-ar fi pierdut ceea ce apreciază Simon cel mai mult, adică partea aceea de limbaj care e neasemănătoare nici cu Bonciu, nici cu Fântânerul, cu nimeni din epocă, chiar dintre ăștia care erau marginali. Da. Nu vorbim de faimele vremii, de Rebreanu sau de Camil, vorbim de cei cu care mai există afinități, cu care el mai are afinități, Fântânerul, de exemplu, sau da, probabil Fântânerul principal. Voiam să zic asta când ai spus, dacă făceai, și nu știu cât de mult ai luat din Vizuina Luminată, cât de mult e din Vizuina Luminată. Sunt câteva episoade și câteva personaje inspirate din niște momente de-acolo. Dar ca să vezi în câte feluri poate fi citit și interpretat, plecă, eu, părerea mea, cred că știu destul de bine cărțile astea, din Vizuina Luminată cred că s-ar putea face un film fantastic, absolut superb, bine, dar asta ar însemna mai multe lucruri și de natură tehnică, probabil, dacă vorbim de arta cinematografică. Episoadele alea cu revolta câinilor, cu orașul care este alb într-o zi, roșu, în altă zi și tot felul, deși din întâmplări. Da, sigur că se poate face. Acum, problema onirismului în cinema e, noroc, și complicată și cred că e nevoie de ceva cu o imaginație și cu o viziune ca să poată face onirism de calitate, și ceva ca David Lynch, habar n-am. Eu n-am acest talent. N-aș fi capabil să pun în scenă niște vise și
De obicei iese foarte, foarte prost. Dacă ești ceva dar pizza, poate să... De nici nu mă interesează, dar nici n-aș putea. Foarte rapid să prins jocul ăsta între vis, halucinație, percepție... Sigur că se poate face. Evident, orice se poate și orice se poate. Tu faci chestii cu, tu faci chestii cu un personaj care cară un televizor peste un, o râpă, cu un sclav rom care-i tânând după un cal. Deci nu te putem bănui de... Să știi că la un moment dat m-am gândit să pun în scenă un fel de amintire a personajului și care să fie un episod din, din întâmplări în realitate imediată, dar n-am, nici măcar atâta lucru n-am fost în stare să, să-l grefez pe corpul filmului. Și atunci am rămas la partea concretă, partea care ține de viața, care poate fi văzută din exterior, așa cum cinematograful are capacitatea asta să facă ușor lucrul ăsta. Spune-mi, te rog, eu, dacă poți să și vrei să spui asta, e o tehnică specială, să ne așteptăm la ceva special din punct de vedere filmic, așa cum a fost aferind, așa cum... Nu e alb negru, dacă asta e întrebare. Da, nu vreau să te întreb așa. E colorat. Să te întreb așa de, de simpluț, dar... Nu e colorat, da, de ce... Da. Bun. Deci, nicio tehnică specială. Nicio tehnică, în sensul ăsta, bun. Nu, dar apropo, știi că noi vorbim de chestia asta, că Blecher e tradus și nu știu, și sigur că e important într-un fel. Pe de altă parte, cum să spun, nu sunt... e un ușor deranjant uneori că ne raportăm tot timpul la... la sigur că modelul e Occidentul și rămâne Occidentul, dar e, există în literatura română cărți atât de bune și atât de extraordinare care nu sunt traduse și atunci cumva lucrul ăsta că dacă e tradus e și important, ai pomenit de cartea Sonia Ilarian, care mi se pare extraordinară și a fost o altă carte. Nu e tradusă. Nu e tradusă pe nicăieri, cred. Bietele Corpul e o carte minunată și o carte extrem de profundă și de aminte. Eu am avut curaj într-un fel să, să fac filmul ăsta care are o natură mai fragmentată decât o narațiune clasică, citind acum câțiva ani Bietele Corpul și fiind foarte impresionat dincolo de ce povestește și ce se întâmplă de, de structura ei, care mi se pare foarte curajoasă, mai ales pentru literatura română, unde nu sunt specialist, dar n-am... 80, din anii 80. Da, da, da. La fel, e un roman, am citit de curând Ce se vede, al lui Radu Petrescu, nu știu dacă... l-am căutat, am căutat și recenzii pe net la el și n-am găsit aproape nimic. Mi s-a părut... Poftim? Nu e jurnal. Ce se vede, se numește Ce se vede, așa se cheamă, și un roman, nu e un jurnal. E un roman cu o structură... total jurnalier. Nu e deloc jurnalier, terminați cu postire. Nu e, e din contră, e... Autoficțional. Nu știu să... Nu e deloc autoficțional. Citiți carul, pe ce să mă zic. Același... denominare. Dar nu mai știu de unde vorbim. Iertați-mă. Nu, dar stai. Căutând bani pentru filmul ăsta, l-am trimis la Arte, CTF și Arte, același lucru, e o televiziune franco-germană care difuzează filme de artă și uneori mai și finanțează. Și ăla de acolo e un neamț care a citit scenariul, a zis că nu e foarte convins, că ei caută niște lucruri un pic mai comerciale, mai pentru public, că vor să deschidă mai mult. Până și arte. Da. Și după aia zice, zice și scriitorul ăsta, că noi am făcut o prezentare la proiect unde am scris de Blecher. Zice, a scris acolo, că e un scriitor important și noi ne-am uitat și noi pe net. Eu am întrebat și am și niște prieteni scriitori. N-am auzit lui nimeni. E un tip minor pentru noi, deci asta că e o adaptare a unui mare scriitor, nu e... Și... Nu, cu siguranță faptul că a fost tradus în vreo 15 limbi e un barometru care înseamnă ceva. Poate că și Bietele Corpuri va fi în anii următori tradusă. N-avem de unde să știm chestia asta. Sunt pe de altă parte și cărți, dacă nu-i traductibile, foarte greu traductibile. Îmi vine greu să cred că, de pildă, Trai de curtea veche ar putea să fie tradusă în nu știu câte limbi și să prindă, să surprindă tot limbajul și toate lucrurile pe care noi le percepem ca fiind niște mari calități ale scrisului lui Matei. E complicat. Vreau să spun că pentru că Daniela Luca a vorbit despre Ramon Gomez de la Serna,
că Ramón Gómez de la Serna este unul dintre cei mai importanti scriitori moderniști spanioli. A scris enorm, a scris în jur de 60 de romane, s-a făcut o interpretare, cred că Vera Shandu a făcut o interpretare psihanalitică a unui roman, Automuribundia, care este tot un jurnal, de fapt, dar mă rog, un jurnal jucat. Și stilul lui, din câteva romane, aduce a Blecher. Ei s-au format cam la fel în aceeași perioadă, dar Ramón Gómez de la Serna era expansiv, era scriitorul social prin excelență. Eu i-am comparat la un moment dat, deși ei nu pot fi comparați, dar vreau să spun un singur lucru. Am început să spun despre Blecher ca începător și n-am continuat și poate să fie interpretat altfel. Blecher este un începător și un deschizător de drumuri în același timp. Adică este un începător pentru că nu a scris, după mine, n-a scris cartea lui, cartea adevărată, cartea lui mare, pe care probabil a fi scris-o în jur de 35 de ani. Pot să am conjectura asta legată și de viața lui și de tot ce a scris până atunci. El este și un potențiator, aș zice, pentru că a stimulat și chiar discuția noastră și chiar povestea asta cu filmul și probabil cu valurile pe care le va isca filmul lui Radu Jude, țin de această caracteristică a lui, de această valență de a potența în jur. Era o structură cu totul și cu totul aparte și eu de asta l-am citit mereu ca pe cineva care poate să deștepte, nu știu cum se zic, interioritatea cea mai profundă, care ținea de apropierea asta a morții. Probabil că există în zona asta ceva care declanșează obsesiile profunde în fiecare. Nu Și nu numai moartea, de fapt, fiindcă e un scriitor care a scris pagini extraordinare, printre cele mai puternice și mai vii, cele mai autentice din literatura română, despre boală și despre vindecare. Zice într-un loc, vindecarea e la fel de neîndurătoare ca și boala. El reușește să convertească, sigur, astea sunt lucruri care s-au spus și pe care le putem intui cu toții. Ce face un om care este bolnav și scrie? Convertește suferința, convertește ceea ce îi se întâmplă într-un lucru care să-l elibereze, să-l elibereze. Pe de altă parte, tu ai spus, Simona, la început că n-are foarte mulți editori și e bine că e așa. E și nu e, adică cumva îți dau dreptate, dar aș da dreptate și cuiva care ar susține opusul acestei propoziții, fiindcă, uite, despre Robert Walzer, un scriitor care în timpul vieții n-a prea fost cunoscut sau nu atât de mult pe cât ar fi meritat-o, sau a început să fie cunoscut după ce era deja nazil, de asta vreo 30 de ani. Hermann Hesse, cunoscut, mult mai faimos decât el, ar fi spus la un moment dat, dacă Walzer ar fi avut 10.000 de cititori, lumea sau lumea germană ar fi arătat altfel. Nu știu cum ar fi arătat țara asta dacă Blecher ar fi avut la timpul potrivit 10.000 de cititori. Are 10.000 de cititori. Trebuie să recunoaștem asta. Da, are acum, din 38 până în 90, 50 și ceva de ani, au fost niște cunoscători... Trebuie să înțelegem un lucru în privința lui Blecher. Și aici l-aș ajuta pe Radu Jude în povestea cu antisemitismul. Din acest motiv, Max Blecher nici acum nu este prizat în zone foarte spălate ale culturii române. Din acest motiv, deși în cărțile lui nu există semitism, să fii antisemit cu Blecher e o prostie. E o prostie dintre cele mai vizibile. E o prostie... Dar a fi cu un om care nu e... Cum să spun? E ca și cum ca și cum i-ai căuta rădăcinile pe care el nu și le-a revendicat direct și ai face din asta, i-ai duce opera, mica operă făcută cu greu, da. e o mizerie. Nu, deci e o ticăloșie să fie antisemit, e o prostie să fie antisemit cu unul care nici măcar nu-i semit în ceea ce face, în ceea ce scrie. Adică nu se identifică cu evreitatea. El nu se identifică cu evreitatea în cărțile lui. Da, legat de ce spuneai tu, Radu, mie mi-a atras atenția altceva și m-a dus cu gândul nu la evreitate, ci la cât de actual e. Și sper să văd asta în filmul tău. Când vorbeai tu de gips, eu m-am dus imediat cu gândul la o imagine a unui om din timpurile noastre care e încorsetat în Facebook, să spunem. Și chiar dacă e, să
să zicem că e un om suferind, un om bolnav, care nu e neapărat, nu are o apetență către social sau politic, dar cumva își găsesc, se infiltrează toate elementele din afară în acest interior care e atât de puternic la Max Brecher. Și în cheia asta înțeleg eu că ai mers și cred că e îmbietat puțin față de oamenii care chiar suferă din cauza unei boli, dacă aducem în discuție Facebook-ul. Da. Nu neapărat. Dar eu vreau să mai întreb pe Radu Jude, pentru că din câte am înțeles, tu te-ai documentat foarte, foarte serios și dacă vrei să ne vorbești un pic mai mult despre cum a fost procesul de documentare pentru film. Cum spuneam, în afară de lectura cărților, a scrisorilor, am avut un consultant, un doctor foarte, foarte interesant, domnul Dinu Antonescu, cred că e destul de cunoscut așa, ortoped, și care a și lucrat, dar el și-a început practica, el și-a început practica în anii 50, chiar la sanatoriul de la Eforie, unde Blecher a stat o perioadă, la un moment dat. Și a existat o cercetare pe partea asta de proceduri medicale și țin minte că am vorbit cu un tânăr filozof, dar scrie despre film, Cristian Ferenc Flaț. Și vorbind despre el, mi-a pomenit, eu n-am citit cartea respectivă, mi-a pomenit un text al lui Walter Benjamin, unde vorbește de nihilism medical, poate că Andrei să știe despre asta mai, nu știu, cred că din Arca, proiectul Arcade, sau nu știu cum se cheamă, unde Benjamin vorbea de, din câte dacă am înțeles bine de la Cristian, de o anumită disperare și o anumită atitudine existențială pe care o parte din intelectualii din anii 30 o aveau față de medicină, față de procedurile medicale din perioada aia. Și într-un fel, fără să înțeleg foarte bine ce înseamnă lucrul ăsta, am încercat să fiu cât mai atent la partea asta medicală, procedurală, proceduristică, nu știu cum să-i zic. Deci a fost asta pe de-o parte. Pe de altă parte, cum spuneam, au fost o grămadă de lecturi legate de viața socială, viața politică, de la lucruri mari, la lucruri mărunte din interbelic, muzica de atunci, reclamele din perioada aia care mi se pare că transmit așa ceva din modul de gândire a unei părți a societății, cel puțin. Și am filmat așa ca un omagiu la sfârșit, sunt niște cadre din cimitirul din Roma și am fost până acolo. Interesant, eu chiar în spatele mormântului lui Blecher, la vreo 40 de metri mai într-un colț, e o groapă comună cu cei dat jos din trenurile morții de la Iași, Târgu Frumos. Podul. Da, înțeleg că cei din Roma au scăpat mare parte, dar acolo au fost descărcați o parte din cei omorâți, câteva sute, dacă vreau, e o mormânt foarte măgroapă comună, de fapt. Și, mă rog, cam asta a fost. De fapt, noi, și cartea lui Doris Mironescu, Doris a fost foarte, a mai fost ceva interesant, că Doris m-a ajutat mult. Mi-a trimis la un moment dat prima variantă a cărții Inimi cicatrizate, care se chema Țesut cicatrizat și care are aceeași structură, câteva personaje cu alte nume, dar sunt o grămadă de lucruri acolo pe care sunt foarte interesate și foarte bune, la care a renunțat. Și, mă rog, știu că el vrea să facă o ediție critică în care să scoată ambele texte, dar știe, mi s-a părut ciudat cum el însuși s-a gândit că anumite lucruri erau realmente foarte bune și din punct de vedere literar, sau cel puțin așa le consider eu, și din alt punct de vedere, că sunt până așa antropologic, le-a suprimat. Încerc eu un mic răspuns, fiindcă am publicat în revista pe care o conduc, în Poezii Internaționale, numărul 13, unul dintre capitolele suprimate de numărul ăsta, e cu introducerea lui Doris. Blecher era un om foarte sensibil, foarte vulnerat și care avea, în ciuda faptului că nu era înțeles de părinții lui în dimensiunea asta scritoricească,
avea un cult pentru părinții lui. A zis, zice în niște scrisori, nu se pune problema să am încredere în părinții mei, eu cred în ei. În unele dintre capitolele acelea, cel puțin în capitolul pe care l-am publicat în revistă, în Poezii Internațional, e un capitol în care Blecher, mă rog, în care autorul, dar e greu pentru un, pentru un părinte să facă distinția asta între copilul lui și autorul unei opere de ficțiune, în care Max Blecher scria despre o venire la Berg a tatălui său, pe care îl trata într-o cheie destul de ironică, dacă nu chiar de un sarcasm puțin care îl pișca destul de tare pe tată. Și fiind un om atât de, de blând și de vulnerat, de fragilizat, de boală și de îndatorat până la urmă părinților săi, care l-au ajutat de la un capăt la altul al bolii și au fost alături de el, a hotărât să nu publice acea variantă în care i-ar fi putut răni, în care i-ar fi putut leza sentimentele părinților săi. Asta e o explicație. Doris a scris un text foarte frumos legat de asta. Doris, într-adevăr, este cel care mi-ar fi plăcut să fie și el aici, dar din păcate, na, e mai greu să vii de la Iași până la București pentru o discuție de oră, oră și ceva. Dar sunt sigur că Doris este cel care și în anii următori va mai scoate cărți și această ediție de care pomenea Radu Jude. Sunt sigur că va fi o ediție foarte serioasă, foarte bine făcută. Probabil că va ieși la Academie, de asta probabil durează ani, cine știe când va apărea. Simona, te-am întrerupt la un moment dat sau discuția a luat-o pe în alte zone. Nu mai știu ce ziceam. Bun. Emma? Eu mă gândeam să, pentru că știu că Daniela și-a făcut multe semne pe acolo, și-a făcut multe semne, da, și-a conspectat și poate ne citește ceva din ele. Daniela scrie, să dezvălui eu, Daniela scrie un eseu despre Blecher, pe care îl vom publica în următorul număr al revistei Poezii Internaționale din mai, și de asta are așa de multe notițe și însemnări. Să citesc din Ionuș. Da, aș vrea să-l aud pe el. Și-am selectat felul în care își prezintă el trecerea prin obiecte și spații, obiectele tiranice și spațiile blestemate, cum le numește, și de asemenea cum încearcă să își creeze o identitate, să nu mai simtă înstrăinarea de sine datorată bolii. Și o să încep cu acest citat de care am amintit puțin mai devreme. Cuvintele obișnuite nu sunt valabile la anumite adâncimi sufletești. Încerc să definesc exact crizele mele și nu găsesc decât imagini. Cuvântul magic care ar putea să le exprime ar trebui să împrumute ceva din esențele altor sensibilități din viață, distilându-se din ele ca un miros nou dintr-o savantă compoziție de parfumuri. În odăi închise, însă, crizele se produceau mai ușor și mai des. De obicei, nu suportam niciodată singurătatea într-o cameră necunoscută. Dacă trebuia să aștept, în câteva clipe venea rușinul suav și teribil. Odaia însă își se pregătea pentru el. O intimitate caldă și primitoare se filtra din pereți, relingându-se pe toate mobilele și pe toate obiectele. Dintr-o dată, camera devenea sublimă și eu mă simțeam foarte fericit în încăperea ei. Dar asta nu era decât o înșelăciune, mai mult a crizei, o perversitate a ei suavă și delicată. În clipa următoare beatitudinii mele, totul se răsturna și se încurca. Priveam cu ochii deschiși tot ce era în jurul meu, dar obiectele își pierdeau sensul lor comun. O nouă existență le scălda. Invidiam oamenii din jurul meu, închiși ermetic în tainele lor și izolați de tirania obiectelor. Ei trăiau prizonieri sub pardesiuri și paltoane, dar nimic din afară nu-i putea teroriza și învinge. Nimic nu pătrundea minunatele lor închisori. Între mine și lume nu exista nicio despărțire. Tot ce mă înconjura mă invada din cap până în picioare, ca și cum pielea mea ar fi fost ciulită.
Atenția, foarte distrată de altfel, cu care priveam în jurul meu, nu era un simplu act de voință. Lumea își prelungea în mine, în mod natural, toate tentaculele. Eram străbătut de miile de brațe ale hidrei. Trebuia să constat până la exasperare că trăiam în lumea pe care o vedeam. Nu eram nimic de făcut împotriva acestui lucru. Era în toate astea un fel de melancolie de a exista și un fel de chin organizat normal în limitele vieții mele de copil. Cu timpul, crizele dispărură de la sine, însă nu fără a lăsa în mine pentru totdeauna amintirea lor puternică. Inutilitatea umplu scobiturile lumii ca un lichid ce s-ar fi răspândit în toate direcțiile, iar cerul deasupra mea, cerul veșnic corect, absurd și nedefinit, căpătă culoarea proprie a disperării. În inutilitatea aceasta care mă înconjoară și sub cerul acesta pe veci blestemat, umblu încă și astăzi. Și încă un pasaj mai citesc, o să mai citească totuși altcineva. Câteodată, pentru a stăvili valuri de lucruri și culori ce mi-inundau creierul, imaginam evoluția unui singur contur sau unui singur obiect. Îmi imaginam, de pildă, și asta ca un repertoriu corect al lumii, lanțul tuturor umbrelor de pe pământ, ciudata și fantastica lume cenușie ce doarme la picioarele vieții. Omul negru, culcat ca un voal peste iarbă, cu picioarele subțiri ce s-au scurs ca apa, cu brațele de fier întunecat, umblând printre pomii orizontali cu ramurile eplorate. Umbrele vapoarelor alunecând pe mare, umbre instabile și acvatice, ca niște tristeți ce vin și trec, lunecând peste spume. Umbrele păsărilor care zboară ca niște păsări negre venite din fundul țărânii, dintr-un sundru submarin. Și umbra solitară pierdută undeva în spațiu, arătându-i planete. Într-o astfel de lume, oamenii n-ar mai fi fost niște excrescențe multicolore și cărnoase, pline de organe complicate și putrescibile, ci niște goluri pure, plutind ca niște bule de aer prin apă, prin materia caldă și moale a universului plin. Era de altfel senzația intimă și dureroasă pe care o resimțeam adesea în adolescență, când de-a lungul vagabondajelor fără sfârșit, mă trezeam subit în mijlocul unor izolări teribile, ca și cum oamenii și casele în jurul meu s-ar fi încleiat dintr-o dată în pasta compactă și uniformă a unei unice materii, în care eu existam doar ca un simplu vid ce se deplasează de aici colo fără rost. În ansamblul lor, obiectele formau decoruri. Impresia de spectacular mă însoțea pretutindeni cu sentimentul că totul evoluează în mijlocul unei reprezentații factice și triste. Când scăpam câteodată de viziunea plictisitoare și mată a unei lumi în colore, apărea aspectul ei teatral, enfatic și desvet. Mulțumesc mult, Daniela. Eu mi l-am imaginat acum pe Marcel în patul lui și pentru că spunea Simona, tu ai vorbit de gingășia lui, de prietenia lui pe care știa să... Dacă cităm eu putea să imaginez pe care am vrut să citim Daniela, putea să imaginez pe Marelia Seciu cel mai rău. Nu, eu am avut așa o senzație că ar fi aici cumva și că s-ar fi bucurat. Cine? Marlehor, nu Caramitru. Caramitru e bucuros. La un moment dat am pierdut. El e bucuros la Teatru Național. Da. Fanteziile ne mai duc uneori pe diverse tărâmuri, dar pentru că vorbim despre Max Prefer, cred că putem să mai adăugăm da, și... Da, și fanteziști. Da. Simona, sora, eu mai aveam o întrebare și o rugăminte.
Întrebarea era că îmi imaginez că l-ai tot citit, recitit, de cel puțin câteva ori. Și întrebarea era ce s-a schimbat și ce a rămas din lecturile succesive, cum l-ai, să zic, cum l-ai citit tu, cum l-ai perceput tu. Și rugămintea era, pentru că am văzut că ai venit cu niște notițe, nu? Că ai venit cu niște, erau niște notițe și poate sunt lucruri pe care ai fi vrut să le spui și noi n-am știut să ducem discuția în direcția respectivă. Mi-am scris anii, ca să nu uit anii, că eu am o problemă cu cifrele, uit întotdeauna anii, deci mi-am scris anii în care au apărut cărțile, ca să nu cumva să-i încurc. Eu am citit înainte de 89 pe Blehă și am una dintre cele mai puternice amintiri de lectură legate de întâmplările din realitatea imediată. Nu se găsea niciunde, nu putea fi găsită, așa că am găsit cartea la Biblioteca Academiei din Cluj. M-a dus un prieten și am stat acolo câteva ore, m-am dus cu trenul de la Deva, eu eram asistentă medicală într-o sală de operații, acolo făceam ortopedie și m-am dus acolo, am mâncat cu greu, da, la un Spelinu Antonescu, venind la o specializare la Foișorul de Foc, unde el era asistentul, mă rog, conferențial asistentului fiului unui arhitect celebr, v-am uitat cum îl cheamă, mă rog, o să ne aduc aminte. Medrea. Era profesorul Medrea și Dima Antonescu era asistentul lui atunci. Și eu am făcut un curs cu amândoi și am văzut-o pe rând miraculos la Puișor. Și m-am dus la Cluj să citesc Max Blehă, m-am dus special să citesc Blehă, l-am citit în câteva ore, am ajuns acasă noaptea târziu, terminată, eram o soră medicală cu mințile inflamate și m-am culcat obosită. Și dimineața, maică-mea la cafea, eu eram în continuare obosită și a început să-mi povestească ce visase cu o noapte înainte. Și mi-a descris o pagină din Blehă, cea cu mașinile de cusut, mi-a descris, deci visase ce citisem eu și, mă rog, a fost cam așa îl văd pe Blehă și acum știu că pare cumva, dar dacă vă uitați, solenoidul a declanșat o psihoză din asta în masă, toată lumea vede și... Deci, dincolo de orice critică literară, de ce râdeți? Ai spus-o într-un anumit. Toată lumea vede. Da, eu zic că Blehă declanșează un fel de interioritate care e mai importantă pentru noi ca ființe umane decât partea socială, eu așa cred. Decât partea socială, sau decât... Într-adevăr, sunt momente și sunt situații în care partea asta poate prevala și poate însemna mai mult, dar până la urmă, felul în care el a scris o dramă ne poate face să înțelegem mai mult și despre condiția noastră de ființe muritoare. Și asta mi se pare mai important ca orice, pentru că vom fi toți puși în situația asta, chiar dacă suntem și acum puși în diferite situații. Mă rog. Deci l-am citit așa, pornind de la o exaltare, după aia l-am ascuns bine să nu afle nimeni și cred că nici n-am povestit chestia asta, poate că nu e critic literar corectă. Și după aia am fost destul de mirată când am citit că Manolescu zicea, cred că a zis în 84, ceea ce a fost foarte devreme, trebuie să recunoaștem cu toții, că întâmplările sunt cel mai important roman capodopera interbelicului românesc, era destul de... Cred că au uitat între timp. Au uitat cu siguranță, toți am uitat asta, pentru că nu poate să există o capodoperă pe care... Cei mai original scriitori interbelici. A zis mai mult de atât. A zis capodopera romanului interbelic românesc și a zis, este cel mai important, l-am auzit spunând de câteva ori, prin anii 90, cel mai important roman românesc al interbelicului, adică nu Camil, nu toată gașca. Emblemă. Deci după aia l-am citit într-un mod destul de aplicat și am făcut câteva... Am scris un studiu la un moment dat despre ipseitatea lui Max Blehă, pentru că asta e mai distractiv, pentru că...
pornind de la Paul Ricoeur, este felul în care cineva vorbește despre el însuși, cum se pune în abis narrativ. Asta e important din punct de vedere, pentru că Ricoeur este unul dintre cei mai importanți filozofi a identității. Și pentru că Ricoeur a fost nu numai ca filozof important, dar a fost și, de pildă, ca persoană particulară, s-a dus și a depus mărturie în procesul sângelui infestat în Franța. N-a stat în niciun fel de turn, s-a dus și a ieșit, a fost în prim plan mereu și social și a face asta cu Blecher, mi se pare a vorbi despre Blecher ca despre un filozof al modernității lui într-o epocă actuală. Și după aia l-am citit pe Blecher, cred că după asta l-am citit destul de potolită și am citit mai degrabă scrisorile și cum ziceam, m-am mirat delicatețea de a se pune în relațiile umane, felul în care putea să vorbească despre prietenie, să ceară voie unui scriitor celebru să fie prieten cu fisul. Deci există tot felul de apropieri de Blecher. Până la urmă, mi se pare foarte important că vorbim despre el acum, pentru că el a rămas un scriitor tânăr, care a murit tânăr și care nu văd nimic. Totul este în van, totul este fără importanță. Ceea ce contează în viață sunt întâlnirile între prieteni. Asta e dintr-una din scrisorile către Bogza, care sunt multe. Din cartea Mădălina Ilascu, cred că sunt vreo 120 de pagini, scrisorile către Bogza. Și sunt scrisori superbe, printre cele mai frumoase scrisori. Cred că eu n-am mai citit. Poate Radu Vanca și Negoiță, Radu Stanca și Negoițescu. Vezi? Și Negoițescu să-și mai fi primit scrisori așa frumoase. Radu Vanca nu mi-a trimis niciodată scrisori așa frumoase. Mi-a trimis niște scrisori, dar nu chiar așa de... Când veți elibera filmul ăsta și pentru noi muritorii de întâlnire? Nu știu. Suntem acum într-o perioadă de lucru la sunet și toate lucrurile astea durează și probabil undeva în toamnă, iarnă, încolo. Dar văzut că pe Wikipedia scrie 2015. Păi, atunci am ce să zic. Și mă gândeam că e făcut deja și... Nu. E încă în post-producție. De-aia și Doiuta Iisus o să iasă în curând, dar nu știu, curând ăsta, câteva luni cel puțin. Hai să ne întreb și de Fernandu, că l-am pomenit la un moment dat, l-am voiat. E o idee de-a mea să facem o carte cu oamenii care au scris și cei care l-au tradus pe Blecher în mai multe limbi. Ioana Barba Scorna, Svichner, Fernandu Clabin, Jan Mischkin, Flamandă. Până acolo însă le-am cerut câtorva, Garigos în spaniolă, le-am cerut câtorva dintre ei să se înregistreze pentru seara asta. Din păcate, toți aveau alte lucruri de făcut în perioada asta. Fernandu e, de exemplu, în mijlocul unei revoluții în Brazilia, la Rio, și în marile orașe braziliene sunt milioane de oameni care demonstrează pentru ca președintele Rousseff să demisioneze și de asta n-a putut, dar am înțeles că joacă în film. Da, Fernandu Clabin e, cum spuneai, traducătorul lui Blecher în portugheză, el e brazilian, a stat o vreme destul de îndelungată în România, mai bine de 10 ani, așa. Căsătorit cu o româncă, cred. Da. Altfel ce să caută în România 10 ani? A lucrat ca ambasadă. Da, nu știu exact ce a făcut. Eu l-am cunoscut, el m-a contactat pe Facebook spunându-mi că l-ar interesa să ne vedem, să ne întâlnim, să nu știu ce. Și atunci când l-am cunoscut și când ne-am întâlnit, mi-a dat și un DVD spunându-mi că, uite, eu am făcut litere, dar eu vreau și să joc în film, jucase într-o telenovelă românească ceva și făcuse niște cursuri de actorie în Ungaria și era foarte interesant, adică pentru un om care are o fizionomie foarte puternică, foarte prezentă, foarte aparte, un mod de a se mișca și un mod de a râde. Absolut incredibil. Și atunci... Râde ceva de genul... E foarte aparte și
cum își dorea foarte tare să joace ceva, să te vin să fac și figurație și până la urmă i-am dat un rol un pic mai mare, un medic. De acolo. Și am, mă rog, el are un accent așa puternic, nici nu are, are câteva replici, dar sunt, îmi pare rău că nu i-am dat mai mult, pentru că era în mente un foarte... Un accent vag moldovenesc. Da, de la nevastă sau poate. De la masa. Asta a fost povestea. N-a vorbit deloc despre poetul Blecher. El a debutat, datorită lui Bogza, cu Corp Transparent. Și... Hai să citesc și eu pe țară. Iată ce vei vedea la mare. Vaboarele ca niște capete de înnecați, cu țigara încă în gură, visând, fumând, plutesc spre Istanbul. Pe țărm, oamenii ca niște sinucigași scăpați de la moarte, visând, fumând, se plimbă pe însărat. Asta e preferatul meu din Corp Transparent. Mulțumesc Radu, Simona, Daniela, Emanuela. Cred că ne putem opri aici. Vă mulțumesc tuturor pentru participare în seara asta. Așteptăm toamna pentru a vedea filmul făcut de Radu Jude după Inimi cicatrizate. Citiți-l pe Blecher. Sunt câteva cărți foarte frumoase pe care mi le-a lăsat. Și... sunt sigur că, așa cum ați văzut și din discuția din seara asta, fiecare dintre noi găsește altceva valoros și altceva care să se lipească de inima lui din ceea ce a lăsat Blecher. O seară frumoasă în continuare!